Bine v-am găsit. În acest video vorbim despre numere prime și despre numere compuse. Un număr prim este un număr natural care are doar doi divizori: pe 1 și pe el însuși. Și avem șirul numerelor prime, începe cu 2, care este singurul număr prim Par continuă cu 3, 5, 7, 11 și așa mai departe. Observăm că fiecare dintre aceste numere, de exemplu 2, se divide cu 2. 2 împărțit la 2 este 1 și se mai divide cu 1. 2 împărțit la 1 este 2. Deci are doar 2 divizori. La fel, 3. 3 împărțit la 3, 1. 3 împărțit la 1 ne dă 3. La 5, 5 împărțit la 5, 1, 5 împărțit la 1 obținem 5. Și așa mai departe, dacă continuăm verificarea, fiecare dintre aceste numere se împarte doar la 1 și la el însuși. Numărul compus este un număr natural care are și alți divizori decât 1 și pe el însuși, și îl avem aici, de exemplu, pe 12. 12 are ca divizor pe 1, apoi pe 2, deoarece ultima cifră este 2, știm că se împarte exact la 2, apoi pe 3, 12 împărțit la 3, 4, îl mai are ca divizor pe 4, 12 împărțit la 4, 3, pe 6, 12 împărțit la 6 este 2, și în final 12 se divide cu 12. Deci observăm că în afară de 1 și 12, 12 mai are încă 4 divizori, de aceea el se numește număr compus. Trebuie să reținem că 0 și 1 nu sunt nici prime, nici compuse, și că nu există un cel mai mare număr prim sau un cel mai mare număr compus. Să vedem primul exercițiu. Scrie toate numerele prime mai mici decât 60 și mai mari decât 30. Primul număr prim mai mare decât 30 este 31, apoi urmează 37, urmează 41, apoi 43, 47. 53 și 59. Deci toate aceste numere prime sunt cuprinse între 60 și 30. Mergem mai departe la exercițiul 2. Scrie ca produs de două numere prime următoarele numere. Și avem prima dată pe 9. 9 se poate scrie simplu ca fiind 3 înmulțit cu 3. Și avem scris sub formă de produs de două numere prime. Mergem mai departe la 15, știm că se împarte la 3 și la 5, deci îl putem scrie foarte simplu ca produsul dintre 3 înmulțit cu 5. Apoi 14, îl putem scrie ca 2 înmulțit cu 7. Mai avem 35 care știm că se împarte și la 5 și la 7, deci îl scriem simplu ca fiind produsul numerelor prime 5 și 7. Apoi 21 se împarte și la 3 și la 7, și 33 se divide cu 3 și cu 11. Deci îl scriu ca produsul numerelor prime 3 și 11. La exercițiul 3 avem descris ca produs de 3 numere prime următoarele numere: 42. 42 se împarte în primul rând la 2 și dacă facem împărțirea, avem 42 împărțit la 2, 21, iar pe 21 îl putem scrie ca 3 înmulțit cu 7. Deci avem 2 ori 3 ori. 7 50 50 se poate scrie ca 5 înmulțit cu 10, însă 10 scris ca produs de numere prime este 2 înmulțit cu 5. Și ultimul număr 286, observăm că se împarte la 2 deoarece are ultima cifră 6, deci avem 286 împărțit la 2 obținem 1 4 3 care se împarte la 11 143 împărțit la 11 obținem 1 și dacă o facem scăderea vedem că rămâne 3 cobor pe 3 deci se cuprinde de 3 ori ceea ce înseamnă că 143 este produsul numerelor prime 11 și 13 deci avem 2 ori 11, ori 13 pentru 286. La exercițiul 4 determină numerele prime, a și b, pentru care a înmulțit cu b este egal cu 34. Aici este foarte simplu, deoarece ne gândim ce numere prime înmulțite ne pot da 34. 4. Și dacă ne uităm la 34, are ultima cifră 4. Deci, îl putem împărți la 2, deoarece este divizibil cu 2. Și obținem 17. Deci, A-ul este 2, iar B-ul este 17. Atunci când facem A-B, 2 ori 17, obținem 34. La exercițiul 5 trebuie să determinăm numerele prime A și B știind că A plus B este egal cu 13. Putem lua A egal cu 2, iar pentru a-l afla pe B, obținem aici în relația dată 2 plus B egal cu 13, adică B egal cu 13 minus 2. Deci obținem B egal cu 11, iar 11 este număr Prim. Deci avem A2, B11. Iar la ultimul exercițiu, trebuie să determinăm numerele prime A și B, pentru care 7A plus 3B este egal cu 42. Voi scrie aici relația, plus 3 înmulțit cu B, egal cu 42. Observăm că... Avem 7 înmulțit cu un număr și 3 înmulțit cu un număr. Suma acestora trebuie să fie 42, un număr par, ceea ce înseamnă că aceste două produse sunt numere impare. Atunci când adunăm două numere impare, obținem rezultatul sumei un număr par. De exemplu, dacă adunăm 5 plus 7, sunt două numere impare obținem 12. Dacă adunăm 9 plus 7, obținem 16 și așa mai departe. Deci suma a două numere impare este un număr par. Așa că în cazul nostru trebuie să luăm a și b astfel încât rezultatul înmulțirilor să fie un număr impar. Și observăm că putem să luăm A 3, dacă facem 7 ori 3, avem 21, iar apoi trebuie să facem 3 înmulțit cu B și să obținem rezultatul 42, ceea ce înseamnă că B-ul poate fi 7, deoarece 3 ori 7 este 21 și în urma adunării se obține 42. Deci am găsit a egal cu 3 și b egal cu 7. Am făcut o fișă cu șirul numerelor prime cuprinse între 1 și 1000, primul număr prim fiind 2 și ultimul număr prim înainte de 1000 fiind 997. O fișă care te poate ajuta atunci când rezolvi exerciții pentru a găsi mai ușor numerele Prime. Această fișă se poate găsi în format JPEG pe pagina de Facebook Learn Math Easy, de unde o poți descărca ușor pentru a fi folosită atunci când ai nevoie. Pe curând!